Pentru că, așa cum erau niște versuri frumoase într-un cântec, a mai trecut un an prin noi, iată că s-a împlinit un an de mandat și, așa cum e și firesc, vreau să vă prezint un raport al acestei perioade. Dragi romașcani, la împlinirea unui an de mandat, vreau să vă mulțumesc pentru încredere. Pe 28 octombrie s-a împlinit un an de când am preluat mandatul de primar al municipiului Roman, în urma votului și a încrederii acordate. Am promis și mi-am asumat că Romanul va continua să se schimbe în bine, să urmeze calea dezvoltării europene. Am urmărit în acest an continuarea și atragerea investițiilor, regenerarea urbană a spațiilor publice, reducerea birocrației în administrația publică locală și grija față de comunitate. În pofida pandemiei de COVID-19, Romanul a făcut pași semnificativi spre atragerea de fonduri nerambursabile. La acest moment există un număr de 18 proiecte cu finanțare europeană care au o valoare de circa 30 de milioane de euro, valoare fără cofinanțare. Nu vreau să vă prezint mai departe o statistică, ci rezultate concrete care se văd și duc la creșterea calității vieții. O parte importantă a acestor rezultate s-au concretizat în ultimul an, existând mai multe proiecte încheiate. Îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în municipiul Roman, prin amenajarea parcului Jora, valoarea totală a investiției 1.624.688 de lei. Îmbunătățirea condițiilor de mediu și de viață în municipiul Roman, prin amenajarea parcului Zăvoi, valoarea totală a investiției 5.824.831 de lei. Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman. Valoarea totală 7.722.005 lei. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Roman, strada Smirodava numărul 28. Valoarea totală a investiției 7.922.196 de lei. Tot în acest an a început și implementarea mai multor proiecte. Vorbim aici de proiectul CARE, Comunitate pentru Alternative Familiale, Recuperare și Egalitate, proiect derulat alături de Consiliul Județean Neamț, un prim proiect care urmărește dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț, în vederea asigurării unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial și prevenirii instituționalizării. Valoarea totală a proiectului 3.198.041 lei. Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului Municipal de Urgență Roman cu echipamente și aparatură medicală și dispozitive medicale. Unitatea sanitară este în acest moment dotată cu echipamente, aparatură medicală și dispozitive medicale necesare gestionării situației de urgență provocată de virusul SARS-CoV-2. Valoarea totală a proiectului este de 8.648.713 lei. Creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Roman. Acest proiect presupune înlocuirea lămpilor care au un consum ridicat de energie electrică cu lămpi cu eficiență energetică ridicată, cu durată mare de viață, modernizarea și reabilitarea instalațiilor electrice, stâlpi și rețele și, ce este cel mai important, achiziționarea și instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public din municipiul Roman. Valoarea totală a acestui proiect este de 18.298.770 lei. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman. Astfel, în partea opusă compartimentului de primiri urgențe, va fi construită o nouă clădire formată din demisol și parter,
în care va funcționa noul centru imagistic. Existând astfel legături funcționale cu ambulatorul de specialitate și cu centrul de primire urgențe. Spațiile existente acum în ambulatoriu vor fi recompartimentate, cabinetele urmând să fie dispuse, astfel încât pacienții și cadrele medicale să beneficieze de cele mai bune condiții pentru diagnosticare. Centrul imagistic va fi dotat cu aparatură de ultimă generație. Valoarea acestui proiect este de 12.030.739 de lei. În anul 2021 au fost contractate mai multe proiecte. Acestea sunt reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural Unirea, reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor de acces în acea zonă. Valoarea totală a acestui proiect este de 15.683.681 de lei. Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat, zona fabricii, reabilitarea străzii fabricii, construire căi de acces la locuințe sociale, un proiect în valoare totală de 20.851.152 lei. Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic Vasile Sav. Vorbim aici de corpul B, de sala de sport și de corpul atelierelor, în valoare totală de 22.257.226 de lei. Acum avem în faza de precontractare mai multe proiecte. E vorba de proiectul integrat de construire și dotare a corpului B și a sălii de sport la școala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice din cartierul Petru Rareș. Valoarea totală a proiectului este de 18.459.735 de lei. Proiectul integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a școlii Carol I, construirea și dotare sălii de sport pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu. Valoarea totală a acestui proiect este de 18.673.908 lei. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu la școala de artă Sergiu Celibidache. Valoarea totală a proiectului este de 6.492.423 de lei. De asemenea, în acest moment, alte trei proiecte așteaptă să fie depuse. Vorbim aici despre reabilitarea grădiniței cu program prelungit numărul 1, a grădiniței cu program prelungit numărul 5 și a proiectului privind creșterea securității pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii existente a Spitalului Municipal de Urgență Roma. În ceea ce privește regenerarea urbană a spațiilor publice, pe lângă cele două parcuri menționate anterior, Parcul Jora și Parcul Zăvoi, care însumează 78.000 de metri pătrați de spații verzi, în ultimul an au fost sistematizați 84.505 metri pătrați de spații urbane, după cum urmează: spații asfaltate, 22.260 de metri pătrați, alei, parcări asfaltate, 22.758 de metri pătrați, trotuare cu pavele, 18.707 metri pătrați, parcări cu pavele, 20.780 de metri pătrați. Reducerea birocrației în primăria municipiului Roman a fost o dorință și a devenit realitate. Există 38 de servicii publice digitalizate și 4 aplicații pentru cetățeni. Prin intermediul portalului de servicii online lansat la începutul acestui an, a soluției de plată online a taxelor și impozitelor,
a aplicației pentru dispozitive mobile Municipiul Roman Servicii Online, oferim o alternativă la modul clasic de livrare a serviciilor gestionate de municipalitate prin preluarea documentelor și a datelor în format electronic, atât de la persoane fizice, cât și de la persoane juridice. Tinerii trebuie motivați să rămână aici. Este un deziderat pentru care depun toate eforturile, iar proiectarea unei noi creșe în municipiul Roman cred că reprezintă un pas important și un sprijin real pentru familiile tinere. Viziunea pentru perioada următoare, anul 2022, anul 2023, este una generatoare de schimbare care va depăși etapele actuale și se va îndrepta spre ceea ce înseamnă Smart City, managementul deșeurilor, educație, sănătate, tineret și sport. Alături de colegii mei, cărora le mulțumesc pentru sprijin și implicare, am proiectat pentru al doilea an de mandat numai puțin de 17 proiecte cu finanțare diversă. Vorbim aici de PNRR, POR, AFM, CNI, dintre care, amintesc, realizarea infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare, stații de încărcare pentru vehiculele electrice, realizarea de parcări supraterane și subterane inteligente, precum și de locuri de parcare digitalizate între blocuri cu soluții alternative pentru descongestionarea traficului rutier și pentru creșterea gradului de confort al populației. Înființarea unui parc fotovoltaic în municipiul Roman. Gestionarea deșeurilor prin dezvoltarea infrastructurii de colectare și reciclare a deșeurilor din construcții și a celor biodegradabile. Elaborarea strategiei de tineret a orașului. Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirilor fostului liceu 1 în vederea transformării într-un centru regional de învățământ dual. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale, atât în licee, în școli și în grădinițe. Reabilitarea și modernizarea pieței centrale. Amenajarea falezii râului Moldova prin crearea unei zone de agrement. Modernizarea stadionului Moldova. Extinderea facilităților la complexul de agrement din Ștrand prin crearea unui aquapark. Despre toate acestea, sigur, vom vorbi în perioada următoare. Acum am dorit să vă prezint etapele parcurse împreună în această perioadă de timp. Nu a fost ușor, dar cred că putem spune că ne îndreptăm în direcția bună. Menținem traiectoria de dezvoltare a municipiului Roman. Tuturor celor implicați, vă mulțumesc pentru sprijin și încredere. Și pentru că, așa cum știm cu toții, în data de 23-24 octombrie a avut loc, sau Romanul a fost gazda lotului național al României de Coanchido, iar rezultatele obținute de clubul BAU din Roman au fost 5 medalii de aur și o medalie de argint, deci o contribuție importantă a sportivilor romașcani la succesul României. Aș dori ca cei 6 sportivi care au adus onoare și au reprezentat țara și Romanul în lume să vii prezint de la stânga la dreapta: Ștefan Mănescu, Monel Gherghel, Cristina Leahu, Gabriel Moisei, Radu Cosma, Ștefan Poiată. Felicitări tuturor sportivilor și nu în ultimul rând și felicitări domnului Cristea, care este sufletul clubului aici la Roman și nu numai, și în România. Și ne bucurăm că am putut fi, așa cum am spus, gazda acestei competiții mondiale, oferind, iată, condiții pentru participarea la acest campionat mondial. Mulțumesc și felicitări încă o dată campionilor romașcani!